Lucian Sârmărtean, bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim! A fost o zi grea ieri? A fost o zi destul de delicată, fiindcă am fost pus în ipostaza de a corecta niște lucrări, de a sta și analiza răspunsurile unor noi viitori antrenori de licență B. A fost, hai să nu zic ingrat, dar a fost diferit pentru mine să de pe teren să intru și să... Prima dată când ai făcut asta? E prima dată când am făcut asta și mi s-a părut foarte interesant. Și eu, la rândul meu, am avut să învăț eu foarte multe chestii din lucrările care s-au dat. Ne-ai spus că au fost și, în afară de elemente de fotbal, adică cunoștință logic despre fotbal, și elemente de cultură generală, deci așa e... Da, și elemente de cultură generală, spre exemplu, întrebare, cine a jucat la Barcelona și Real Madrid? Hagi Belodedici sau Gică Popescu? Belodedici? Da, Belodedici, că a câștigat de două Champions League, da. Și, da... Păi asta, tipul ăsta de întrebări. Dar astea și cu Eminescu, dar nu spui că au fost și din astea cu... N-au fost doar, pe fotbal. A, doar pe fotbal, axat, dar și în afara terenului. Și în afara terenului, sigur. Și există și proba practică, logic. Păi s-a început cu proba practică, un traseu de viteză, cu coordonare, după care a fost un joc. Jucătorii a trebuit să-și arate calitățile, după care probă teoretică și s-a făcut o medie și... Și poți să ne mai dai amănunte, nu cu nume, logic, dar câți au intrat, câți au trecut, câți au deci, sau câte locuri? Ai spus că sunt 25 de locuri, 25 din 75 de concurenți. Deci 50 au căzut. S-au pierdut pe parcurs. Da. Păi, încercăm să croim antrenori de licență B, cei mai adecvați pentru acest, pentru deci acest rol. De 75 cu 25, 3 pe loc. 3 pe loc, da. E ca la medicină, ca la drept. Da. E bine, încercăm să facem antrenori de fotbal și începând cu licența asta B, e normal să le dăm posibilitatea să antreneze la cel mai înalt nivel, de asta și 3 pe loc. Știi cum e, ca la orice examen și contestații și nemulțumiți și vor veni sunt foarte contestații, multe. Nu? Vor fi, sigur. Am înțeles. Dar exact cum ai spus tu la început, cum e de pe teren să iei... Adică da. e chestiune inedită, da, nu? Da, împreună cu domnul Burchel, domnul Țicleanu, domnul Țiții Dumitriu, Răzvan Rotaru, am făcut parte dintr-o comisie. M-a surprins că m-au invitat și am și luat parte efectiv la tot acest proces. Mi-a plăcut, să știi, mi-a plăcut, da? Să stau să urmăresc și foști fotbaliști de Liga 1, să-i stau să văd, să vorbesc cu ei, să-i analizăm la joc și după care să-i analizăm și la teorie. Asta și e tare. Și stau destul de bine, da? Și la teorie și la practică. Pe teren e ok, dar la teorie e puțin mai... Da, au îmbinat foarte bine teoria cu proba practică. În punctul meu de vedere, au o întâietate. Fiindcă nu spune că ei au și învățat, s-au pregătit, nu, pentru examenul ăsta? Adică, ești obligat când te duci la examen să te pregătești. Nu poți doar din iarbă și din experiența care ai acumulată cu fotbalist să știi și partea teoretică. Adică trebuie să te pregătești. Corect. Ne-ai spus că te mai bagi încă pe gazon, nu? Da, fiind managerul loturilor, iau parte la fiecare acțiune de loturi under 15, 16, 17, 18 și 19, mă duc, mă întâlnesc cu copii, cu antrenorii, stăm în cantonamente și la joc intru cu ei, fiindcă doar așa pot și ei să urmărească ce ai fost ca jucător. Așa, dacă ți se transmite, uite, a venit domnul Lucian alături de noi, în momentul în care te văd jucând cu ei, antrenându-te cu ei, într-adevăr realizează dimensiunea la care ai fost ca jucător și atunci respectul și aprecierea lor vine natural și mai deosebit așa decât dacă ne strângem mâna, îi urmăresc și atât. Corect, adică trebuie să cobori în iarbă. Trebuie să confirm din nou acestor copii, da, că ai fost ai ceva. Ai confirmat cândva. Da, și acum trebuie să reconfirm. Dar ei te cunosc, adică știu? Știu, da, se uită pe internet, mai văd ce am fost, dar încă o dată, în momentul în care te antrenezi cu ei, capătă o dimensiune diferită. Mai poți? Mai merge. Mai merge. La 40 de ani încă mai merge. Nu scârție nimic. Nu scârție nimic, dar fără reparații capitale deocamdată. Ai ochit, la modul sincer, ai ochit pe cineva până acum? Adică să fie... La fiecare generație. Uite, nu zic ca să zici că te periez. Un Sârmărtean. Să spunem altfel. Un vârf de lanț există? Am descoperit acum un copilaj la Under 15, prefer încă să nu-i dau numele, să nu-l umflăm prea mult, dar este un, cred, dacă va avea cursul normal și educația din partea familiei și a celor care au grijă de el, va deveni unul din genele fotbalului românesc. Întrebarea aia de bunic, Lucian, mai vin fotbaliștii astăzi, cum vă duceați voi acum 30 de ani?
cu dorință, cu să joace, să alerge, să stea toată ziua pe teren, să uită să mănânce. Da, cei care sunt selectați pentru loturile naționale au foame de a face performanță, asta venind și în urma ceea ce văd la televizor tot timpul. Dacă li se propagă tot timpul că vei ajunge fotbalist, vei câștiga bani și vei câștiga o meserie bănoasă, mai vin. Dar așa cum eram noi odată, cu foame, cu glezne lovite, julite, fotbal după antrenament, fotbal înainte de antrenament, nu prea mai, fiindcă acum au posibilități foarte multe. Mai stau pe internet, mai stau pe un Google, mai pe un Facebook și atunci pentru ei e foarte simplu să delimiteze. Noi aveam doar fotbal de asta și au fost mai mulți jucători de geniu în perioada când eram eu copil. Tu ai fost vampiraș? La vampirii? N-am fost la vampirii, n-am prins la vampirii, dar la FC Gloria Bistrița, așa am crescut, acolo am crescut, acolo m-am format, am avut parte și de un antrenor deosebit, Sava Constantin, care mi-a deschis porțile către fotbal. Dar tu te-ai dus acolo sau te-a găsit undeva? Adică... A venit la școală, foarte interesant, a venit la generală, prin domnul învățător Brănișteanu, a venit, au avut o discuție, domnule, vine să vezi că am un copil, e micuț, deci să zvârleacă, da, învățătorul și zice, vine să-l vezi că mi se pare că este altceva față de tot ce văd aici. A venit un profesor, un antrenament, i-am luat din poartă în poartă, că eram și mai micuț așa și mai fâșneț. După care... Deci asta era până într-a patra, dacă era cu învățător, nu? Da, eram, da, clasa patra. A patra. A patra și... A zis, hai. Haide, domnule, că o să ajungi mare fotbalist. Tata mare, împătimit al fotbalului, zice, domnule, asta e singurul lucru pe care poți să-l faci, fă-l bine, cu școala să nu te duci prea jos, să ai cultură generală, dar hai să ne focusăm pe fotbal, fiindcă ăsta e drumul tău în viață. Și uite, așa am ajuns și eu un pic de fotbalist. Da, un pic mai mult. A fost greu? Acum noi așa de la televizor... E simplu. Este o meserie foarte grea, să știi. Este o meserie foarte grea, o meserie care te consumă și emoțional și fizic. O meserie în care dacă nu ești puternic, dacă nu ești antrenat să reușești, mulți jucători foarte buni de generații cu mine care am văzut și credeam că vor ajunge mari fotbaliști s-au ratat, fiindcă anturaj, alte preocupări, nu erau focusați să ajungă mari fotbaliști, au crezut că e suficient doar talentul. Tu asta ai vrut de mic? Adică din momentul în care te-ai dus atunci la 10 ani? Asta a fost singurul lucru care am putut să-l fac. Fratele meu, spre exemplu, era mai meșteșugea și o bicicletă, și adică avea și alte aptitudini. Eu doar fotbal cu mâinile și acum soția tot râde că mai spar câte un vas. Dacă ai două mâini stângi. Da, două mâini stângi, da. Și zice, domnule, dacă trebuia să faci banii cu mâinile, era muritor de foame astăzi. Foarte bine că te-ai descurcat cu picioarele. Cu picioarele, da. Poți să ne povestești un pic de experiența cu Rapidul? Tu ai fost câteva ore, zile sau cum? Câteva zile, da, am prins câteva antrenamente. În Antalya, parcă, nu? La Rapid. Am început la București, la Pro Rapid. După care am plecat în un cantonament. Toate bune și frumoase, credeam că mă voi acomoda foarte, foarte bine cu ceea ce înseamnă spiritul Rapidului, fiindcă mi s-a părut și atunci și fanii care veneau la antrenament, mi s-a părut ceva inedit. Venind de la Bistrița, nu simțeam așa grandoarea echipelor din București. După care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am fost dat cu o boală și m-am întors la Bistrița. Un pic, am fost dat cu o boală, adică ți s-a găsit pe drum o hepatită, nu? Mi s-a găsit și uite că drumul meu am trecut peste Rapid și m-am întors la Bistrița. După jumătate de an am plecat la Panathinaikos. Ai fost dezamăgit atunci? Cred că eram inconștient. Viața de București mie mi se părea foarte greu de gestionat și eram atât de tânăr și necopt încât cred că m-aș fi pierdut dacă foarte ajungeam tare la vârsta aia. Eram bistrițean, eram ardelean, cu minte calm, la locul meu, calm, da. Dacă intram într-o vrie de asta a Bucureștiului, care te consumă foarte tare și nu ai familia lângă tine, nu ai pe cineva care să te strunească, mă puteam pierde. E același lucru ca atunci când pleci din campionatul de aici în afară? E comparabil? Da. Eu când am plecat la Panathinaikos, foarte greu mi-a fost. Foarte greu. Am plecat de la o echipă mică din țară, am plecat la o echipă galonată din Grecia. Aveau o dimensiune și o grandoare această echipă încât m-a sufocat la început. Deși am avut un prim an excelent. S-a câștigat Cupa Campionatului după 7 ani. Am jucat Champions League grupe
și am avut posibilitatea să joc cu Manchester United, dacă tot suntem la Premier League, încep să-i și comentez și stau să mă gândesc, atunci era un Nicky Butt, un Paul Scholes, niște jucători, Ronaldo, Giggs, niște fotbaliști fantastici, plecând de la Bistrița, jucând contra lui Ryan Giggs pe Manchester United și vedeam doar numele pe spate și mă înfioram așa ce valoare are acest jucător. Diferența a fost destul de mare, că următorii ani am căzut așa ușor într-o pantă de asta care n-am mai putut să reușesc să revin acolo sus. Asta e foarte tare că poți să recunoști treaba asta, adică să-ți dai seama. Știi ce mi se pare? Dacă aș fi avut pe cineva gen psiholog, cum văd astăzi la Under 15-16, se aduc psihologi care să-i croiască pe acești copii forță de a putea continua mental, poate reușeam și acolo. Dar n-am avut pe nimeni, am avut familia zicea, copile, tu ești bun, o să reușești, joacă în continuare. Dar eu vedeam ce se întâmplă pe lângă mine și ziceam, domnule, s-ar putea să nu fiu într-atât de bun. Și atunci eu, plecând din start cu frâna de mână trasă, n-aveam cum să capăt viteză. Vezi, noi nu înțelegem asta și luăm în derâdere astfel de lucruri. A venit Victor Hănescu aici și a spus, domnule, la academia pe care mi-am deschis eu de tenis, am adus psiholog la copii de 9 ani și jumătate. Au venit toți părinții și au spus, noi nu dăm bani în plus, că copiii noștri nu sunt nebuni. Și a spus, stați, domnule, că psihologul, nu, copiii noștri nu sunt nebuni. Ce ai adus tu psiholog? Ce să fac acolo? Și a spus, domnule, e vorba de presiunea de la un meci, de situațiile cu care până atunci nu s-a întâlnit, cum gestionează, cum și așa mai departe. Deci uite, eu aproape să mă ratez ca și carieră, fiindcă n-am putut să gestionez niște momente. Era prea mare, nu aveam educația, cultura și experiența, nu aveam maturitatea încă, m-am copt destul de greu așa, la focul lent așa al vieții. M-am copt destul de lent și am avut posibilitatea să-mi reiau cariera la 28 de ani, când alții la 28, la 30 de ani se lasă de fotbal. Și eu atunci am reușit să am 10 ani de zile de continuitate, când m-am maturizat, când am avut mult mai multă experiență, m-am liniștit sufletește și atunci am pus fotbalul pe primul plan și mai puțin partea financiară. Dar scuze, nu e un pic ciudat că tu primul an te-ai adaptat și abia... Că normal ar fi trebuit să clachezi, să spun așa, din prima, nu? S-a întâmplat să vină un antrenor străin, un antrenor scasnic care a fost pe la Slavia Praga, ceva de genul. Nu știu dacă Nicușor Stanciu era acolo când acest antrenor a venit. Nu știam ce se întâmplă la o echipă cu mari nume. Vin jucători, impresari, se iau comisioane, trebuie să joace, bagă, au venit jucători mari, Marici, Bișcan de la Liverpool, trebuia obligat să joace. Atunci eu credeam că dacă sunt tânăr și bun, de ce nu joc? Ce se întâmplă pe lângă mine de eu nu observ? Și atunci neavând maturitatea asta, nu m-am înțeles și ca orice român de fel, am lăsat-o mai ușor. Lăsând-o mai ușor, evoluțiile tale n-aveau cum să mai convingă, sigur că da. Până m-am trezit eu, văzându-mi soția care a luat parte la Olimpiadă în 2004 la Atena, cât de greu muncește pentru a ajunge și a-și căpăta locul la echipa națională atunci de fete, atunci mi-am dat seama într-adevăr că sunt sub pregătit și trebuie să fac ceva. Jur că n-am mai văzut un jucător atât de sincer cum ești tu, pe cuvânt. Asta mi s-a întâmplat. De ce? Dacă toți suntem aici și discutăm despre viață, despre fotbal, că asta le tot spun la copii. Nu faceți greșelile care le-am făcut eu. Copiii, până nu vor face aceleași greșeli, nu vor avea cum să învețe. Nu o să stea să mă asculte nici pe mine, nici fiica mea nu mă ascultă pe mine când îi spun că am greșit. Dar asta mi s-a întâmplat și de asta vorbesc natural, fiindcă n-am de ce să spun practic, altceva. La tine a fost... Ai ars o etapă, adică deși știu că și dacă ai fi venit la București te-ai fi putut pierde. Gândesc Bistrița, București, poate București, Panathinaikos, poate ar fi fost un pic altfel. Dacă aveam un prag de echipă care să-mi dea posibilitatea să joc și să am continuitate și să plec după aia la Panathinaikos, croit pe ce înseamnă viața de București, știi cum e? Da, e clar. Când te construiește diferit, dar am plecat de la un mediu... Nealterat. Și m-am dus la un mediu în care se învârteau foarte mulți bani, erau jucători foarte mari, salarii foarte mari, erau obligați să joace. Eu n-am înțeles asta. Până când am înțeles, am trebuit să mă reopresc. Acolo n-ai putut discuta cu nimeni? Adică în afară de familie, nu știu, să găsești un antrenor? Nu am găsit. Asta regret. Domnule, aș vrea să vorbesc ceva cu tine. Asta regret cel mai mult, fiindcă n-am avut pe cineva în spate, că familia, știi cum e, e alături de tine, te iubește necondiționat, îți spune ești bun. Și te ajută până ești pe ușă. Da. Ești bun, voi trebuie să reușești. Dacă aveam pe cineva din
spațiul ăsta, psiholog, un mental coach, un, nu știu, da, cineva care să, să vină din exterior și să poată să te hrănească cu dopaj de ăsta pozitiv mental ca să poți să reușești să treci. Atât de mare era presiunea. Presiune acolo. Mare, da. Din toate punctele de vedere, exact cum ai văzut, de la jucători, suporteri. Jucători, suporteri, fani, bani, faptul că jucai cu sponsori, United. Sigur că da, atunci, jucând în Champions League, presiunea e cea mai de cel mai înalt nivel. Și dacă nu ești pregătit să faci față, vin alții și vin alții și vin alții. Da, dar uite, peste ani ai ajuns să-i comentezi. Da, am ajuns să-i comentez. Da, am ajuns să-i comentez. Și la emisiuni le spun, domnilor, m-am dus acolo, când am intrat pe Old Trafford, mi s-a părut așa, un vis ăsta ireal, mi se părea că totul e, eu jucam cu încetinitorul, ceilalți pe lângă mine zburdau și pentru mine a fost mult la momentul ăla, chiar dacă săra Alex a zis, domnule, românul din echipa Greciei, ăsta e singurul pericol. Și să zic că săra Alex, pentru mine a fost ceva wow, dar cu atât mai mult m-a tras în jos. Vreau să te întreb, te-ai fi putut adapta acolo? Adică ți-ar fi plăcut să joci în Anglia? Nu știu, sau dacă, nu era nu știu dacă în Premier League m-aș fi putut adapta. Mă gândesc la structura mea fizică. Eu mă uit acum la jocuri și comentându-i. Jucători mari, care au un sezon foarte bun, al doilea sezon, dacă nu e bine, îi mănâncă fanii, presiunea, televiziunea, îi mănâncă pe pâine. E deci, cel mai spectaculos? Sau este cel mai spectaculos. Da, eu mă uit, dacă te uiți acum și în cupele europene, zbârne cam la toate nivelurile. Ai o echipă favorită? City. City. Da, City și cu Neapă. Dar cum City ai ajuns să ții? Sau City, City fiindcă mi-a plăcut Guardiola în perioada Barcelona. Tuturor, când plăcut, corect, la corect. Barcelona, Iniesta, care este de fapt idolul meu sau jucătorul la care eu tânjesc, nu e nici Messi, nu e nici Romario, nici nimeni. Acest jucător, Iniesta, pentru mine a fost top de top. Atunci am văzut ce înseamnă într-adevăr fotbalul mare. Era acest antrenor pe unde a mers și a implementat strategia și planurile lui și la fiecare echipă a avut succes. Ne uitam ei la meciul României cu Anglia în campionatul european din 2000, acel 3-2. 3-2, da. Pe banca de rezerve erau David Seaman, corect, cu o vârstă. Acolo îl dăm deoparte. Steve Gerrard, Robbie Fowler, Steve McManaman. Rezerve neutilizate. Da, rezerve. Rezerve neutilizate. Ok, aveau și o vârstă, vorbim de acum 21 de ani. Dar toți băieții aceștia erau rezerve neutilizate. Vreun român ar putea face față? Cinstit. Dacă nu știu, Coman, Tănase. Nu ar putea face față acum. Sunt acum destul de tineri, destul de cruzi, iar campionatul din Premier League este atât de intens. Și intens, hai să zicem, nu doar fizică, fizic se vor pune la punct, dar te consumă emoțional ceva incredibil. Dacă am citit o carte de-a lui Steven Gerrard, care a fost unul dintre magnificii fotbalului din lume și a avut momente de cădere cum n-am văzut, a trebuit să apeleze la psiholog să-și revină. Imaginează-ți cel care le are pe toate. Și consumul ăsta emoțional l-a dus... Dacă el... Dacă el. Da. Vorbim de el, că a fost unul dintre cei mai mari. Pușcaș? Pușcaș, adică e ok în este ok Liga, în championship, da, este ok, este un nivel destul de bun, să știi, nivel fizic este foarte intens, dar odată dacă vor intra în Premier League, lucrurile se vor schimba. Dar și ce vreau să te întreb, de exemplu, jucătorul român când știe că va face pasul ăsta, nu în Premier League, undeva, nu poate să-și ia el atunci un psiholog sau ceva care să-l ajute? Adică e clar că e o diferență uriașă când pleci din România, nu contează de unde, că e București și faci pasul ăsta, nu? Adică te gândești, clar va fi o diferență. Familia, dacă nu este cu tine, cel puțin în primele 6 luni, te avem jucători acum plecați în Kazahstan, e greu să iei acolo. Și ne-au povestit, de exemplu, Gabi Enache a spus, domnule, am luat o raznă în 6 luni. A venit și pandemia, n-am putut să ies din casă, stăteam într-o cameră de hotel. Da, eu... Aș spune tuturor celor care își permit să-și ia un psiholog pe partea asta să stea cu ei, fiindcă vor trece prin momente delicate. Una e fotbalul din România, una e fotbalul din străinătate. Lucrurile se schimbă acolo cu o repeziciune incredibilă. Ai rezultat, dai randament, nu dai randament. Lucrurile iau o turnură diferită. Nu e ca în România când te așteaptă să confirme vreo 10 ani de zile. Acolo, în prima jumătate de an, dacă n-ai confirmat, lucrurile pot să iau o turnură care nu îți va fi favorabilă. Atunci ai nevoie de cineva care să te ridice mereu și să te țină acolo sus. Ianis are puțină experiență, Ianis Hagi în Scoția, ar putea face față în partea asta altă? E diferență mare. Nu știu dacă, Premier League, dar poate face în față, fiindcă este un jucător inteligent. Sunt la o parte calitățile lui native, tehnice, să poată lovi cu stângul, cu dreptul, o tehnică destul de bună, gândește fotbalul foarte repede și îl gândește pe eficient. Iar asta îi dă un mare atu pentru jucători de clasă, inteligența asta
în timpul jocului, știința jocului face diferența. Ne întoarcem un pic la tine. Panathinaikos se termină, te întorci în țară, nu? Nu. După Panathinaikos am fost la Utrecht. La Utrecht. Da, am fost în Olanda, fiindcă în perioada Panathinaikos cei de la AZ Alkmaar au vrut să mă cumpere. Nu m-au lăsat cei de la Panathinaikos, motivând că eu, unul din micul nostru magician, nu-l vindem decât pe nu știu cât. Stând 2 ani de zile acolo la Panathinaikos, nejucând, am încercat cu un fost jucător de la care a venit din Olanda, a jucat la Feyenoord. Avea un impresar olandez, eu nu aveam un impresar. Imaginați, am lucrat cu Victor Becali și cu Giovanni, am întrerupt colaborarea. Nu mai aveam pe nimeni să mă ajute. Și jucătorul ăsta, discutând, domnule, ce se întâmplă cu tine, ești foarte bun, ești foarte talentat, ai un impresar, ce se întâmplă? Nu am pe nimeni, hai să facem cumva. Mi-a dat un Hakim Slimani, un marocan, olandez, a venit la un antrenament, zice, cu ăsta fac bani. Hai să vedem ce facem. Și m-a dus la Utrecht, având foarte multe conexii acolo, având vreo 6-7 jucători. Când am ajuns acolo la Utrecht, ne jucând aproape un an și jumătate, eram atât de în spate, de în urmă cu pregătirea fizică, n-am avut continuitate în jocuri, în antrenament. La primul antrenament îmi dădeau niște pase, dar așa jucau ei, dădeau pasatare pe om. Aveam impresia că sunt român, că au ceva cu mine. Și cu ciudă. Da, cu ciudă, că vor să mă scoată. Da, vor să mă scoată afară din echipă, nici n-am ajuns bine. Dar ei așa se antrenau. Da, așa se antrenau. Iar Michel Vorum, care a și jucat în naționala Olandei la ultimul campionat care au fost, și a jucat și în Anglia, la, nu știu dacă la Tottenham,